Salut și bine v-am găsit la un nou episod din Secret Neighbor. Sunt aici împreună cu Pisica. Salut. Cu Remus. Salut. Cu Dragoș. Salut. Și cu focarul numărul 1. Salutare. Și astăzi avem noul Secret Neighbor ce se va lansa pe data de 24 octombrie, doar că noi avem varianta full, adică practic când se va lansa jocul, asta veți vedea. Ăsta este jocul full, nu este vreun beta, jocul se lansează într-un final. Nu uitați să apăsați butonașul de like. Câte like-uri strângem la episodul de azi? A? Ia ziceți voi. Eu vreau 14.000 de like-uri. 14.000 de like-uri, sunteți de acord? 15.000 de like-uri. 15.000! Oh. Cine dă mai mult? Cine dă mai mult? Bă, trebuie să fie multe like-uri la episodul de azi. Vreau să vă arăt skin-urile. A băgat și shop. Este shop ca pe Fortnite, să-ți iei skin-uri și tot fel de nebunii. Dar vreau să vă arăt cum arată skin-urile la fiecare caracter în parte. Uite la asta cum arată, ceva de genul ăsta. Bine, acum sunt și tematice de Halloween, dar îți dai seama că pe parcurs o să bagi o grămadă de alte skin-uri. Mă gândesc acum dacă o să fie gratis sau dacă nu o să fie gratis. Eu încă n-am înțeles. Da. O să fie pe bani sau o să fie gratis? Cineva să-mi zică dacă știe. Uite vecinul cât de mișto v-ați customizat vecinul, să vedeți cum e. Da. Băi, și este un vecin clown și are o variantă destul de interesantă. Eu am să mi-l selectez pe ăsta, cred. De fapt nu vă zic, că după aia dacă mă vedeți că-s clown o să ziceți că eu sunt. Nu, de fapt mi-l-am selectat pe ălalalt, ok? Da. Îi dăm start game. Băi, jocul s-a schimbat total. Fiți atenți, jocul s-a schimbat total. Nu mai poți să intri în ce cameră vrei tu când vrei tu. Ca să intri în camere trebuie să faci rost de keycard-uri. E greuț, e un piculeț greuț, trebuie să recunosc. Dar, na, poate o să ne obișnuim și tare sper să fie gratis. Eu asta sper. Dar, da, eu sunt copcil, bineînțeles. Și eu sunt tot copcil. Da, toată lumea e copcil. Așa. Fiți atenți, uitați-vă cum arată casa vecinului. Deci mi se pare wow. Bă, și uitați-vă și aici. Nu mai putem să intrăm pe aici. Avem nevoie de carduri speciale pentru a putea intra. Ce faci, domnul Remus? Ia zi. Uite, mă prind, Tom. Da. Tot ok pe aici. Eu nu sunt vreun vecin, ca să nu mă bănuiești. Clar. Cum adică clar? Clar e vecinul. E adevărat. Doar am zis ca să fiți siguri, ca să nu te băgăm la bănuieli sau ce. Da, exact, adică am zis, bă, să mă asigur de acum că toată lumea e pe aceeași agenda, adică... Păi cu atât de mult o să te luăm la bănuieli. Nu, frate, bă, ce e asta, mă, am băgat dispozitive ciudate cu TV-uri și cu... Am găsit o cartelă. Păi deschide-ne și nouă ca să intrăm în casă. Păi, că nici nu poți afară. Păi nu, gen, nu poți să intri în partea aia cu holul și toate alea. Avem nevoie de cartelă cu unul sau acum, cu doi. Pe lângă... Unul sau unul. Poți ascunde și cartele. A, știi ce? Eu pot să intru în partea cealaltă dacă vreau. Dar eu aș vrea să... Mă duc prin spatele casei, adică mi se pare o idee mai bună. E bine cum am deschis-o pe asta. Da. Sunt baricadate geamurile, ia stai. Știi că înainte erau ușile zidite și acum s-a transformat în... Să înălțăm. Ce? S-a transformat ce? Zic că ușile înainte erau zidite, acum sunt cu carduri. Erau zidite, dar acum sunt foarte multe cu carduri, adică uite puțin, și aici pune un card și aici un card, adică efectiv tu nu mai unde să te duci. Bă, da. Hai să zic ce scrie aici. Mai de capul meu. Hai zic ce scrie aici, la televizor. Că ești vecin? Nu. Zic ce scrie, să văd dacă ești vecin sau nu. Focarul e vecin. Nu ești, stai, îți scrie ceva la TV-ul ăla, scrie ceva acolo dacă ești vecin, înțeles. Pe bune? Ne trebuie la ceva. Ce tare! Keycard 2? Păi da, la uși. Da, poți să deschizi. Uite, am găsit un keycard. Păi vezi că scrie pe fiecare. Deci fii atent, dacă scrie 1, poți deschizi doar ușile pe care scrie 1. Dacă scrie 2, poți deschizi doar ușile pe care scrie 2. Și tot așa. Eu am găsit cu 1 doar. Am cu 1 doar. Cu 2. Dar nu. E cu 2 la etaj. Eu nu găsesc. E în spatele tău, aici. Am cu unu. Doamne, ajută! Văd că sunt și uși cu 3. Bă, voi ați deschis uși? Ați deschis o ușă de aici, deci nu mai rost să mai deschid. O deschid pe asta de aici, ia să vedem. Asta e deschisă deja. Da. Frate, nici o cheie n-am găsit. O deschid pe asta. Am făcut locul mult mai greu. Am deschis ușa ca să putem să ne ducem la etaj. Da, bă, s-a auzit o cheie. Am găsit, Dragoș. Bravo. Da. Fiți atenți că... Bă, deci ca să te duci la etaj acum trebuie 3 sau 2, what? Mă, ce-au făcut mă cu jocul ăsta? L-au făcut mult mai greu. Și bine zis că toate geamurile sunt baricadate. Ați deschis o cheie? Da. Da. Super. Ați deschis o cheie, wow. Ați deschis un lacăt?
Azi, okay, ați deschis o cheie, da? Așa este corect gramatical și din toate punctele de vedere. E cardul ăsta. Păi lasă că e bine, dar ar fi bine dacă am găsit un card care se deschidă sus. 3 sau nu mai știu care. Am doi. Remus, pleacă de aici. Plec, frate, uite, acum plec. Pleacă, frate, de aici. Că îți dau praști, mare praști ce-ți dau. Da. Bă, dar de unde, nu mai găsesc de alea să-mi reumplu. Uite, am găsit aici. Yes, nice. Frumos, frumos. Am venit după miros, mă. Mamă, dar afară avem beton pe uși. Păi bune? Găsit o cheie roșie. Maxe, vecinul! Cum adică Maxe, vecinul? Sunt lângă tine! Ules, ce-a făcut strălucitoare? What? Mi-e frică, pare picioarele strălucitoare. Păi am picioarele strălucitoare că am mâncat o ciocolată și bag viteză, lol. M-am speriat. Doamne, auzi la ea ce care picioare. Putem spune că Max e furios și iute. Da, mi-au luat foc picioarele de iute. Am mâncat ardei. Hai de capul meu. Bă, dar mai trebuie un cartel. Mai avem nevoie de 3. Ok, eu mă duc pe afară. Adică, de fapt, nu mă duc pe afară. Am fost eu, da, degeaba. Cam mai iurea, nu pot să ajung unde vreau. Păi da, ne trebuie cartele, mă, de-astea. Îți curioză că sunt cartele limitate. Da, asta vreau și eu să întreb. Adică, până la urmă, dacă ai deschis unde uși, nu mai poți să deschizi pe celălalt. Dacă găsim chei cum e Max, vecinul le ascunde și aia. Bă, du-te, mă, de... Și Remus. Da, bravo, frate. De ce? Poți să faci zi și noapte în jocul ăsta? Crezi? Da, eu asta am observat. Da, am observat și asta. Da, e zi afară. Pă bune? La mine e noapte. O, am găsit o cartelă pe jos. Se face zi. Da, am găsit doi, Vezi că sus ne trebuie doi. Da, mergem acum sus. La seră? Da. Ori seră, ori acoperiș. Unul din cele două, dar oricare din ele e ok, adică... Bă, și dacă ați ajuns până aici la videoclip, hai să dăm acolo cu toții like, da? Dacă n-ați apăsat încă butonașul de like, să strângem și noi acolo peste 10.000 de like-uri la episodul de azi, da? Așa, bun. Băi, văd o ușă aici 2, dar nu cred că pe asta ar trebui să o deschid, nu. Cum fac să ajung la seră fără să deschid nicio ușă eu? Nu poți. Nu, băi, pot, că am deschis una la un moment dat, dar nu mai știu care e. Uite, sunt lângă focarul, Remus. Remus, știi vreo ușă prin care poți să ies la seră, pe aici? La asta nu trebuie să deschizi. Păi am deschis una, mă, și mă... Trebuie să fie mai accesibilă. Focarul a folosit tot dispozitivul! Nu e adevărat! Ba da, am văzut electricitate! Focarul e vecinul! Am văzut electricitate! Am văzut electricitate pe... Dacă minți! Mă, frate, am văzut... Hai că am găsit... n-am găsit. Remus mi-a dat în cap! Mamă, calmează-te, Max! Ce zici de mine? E panicos! Acum e Remus, e vecinul. Păi da. Ia uite, mă omoară Max acum. Păi frate! Mi-ai dat cu ceva în cap, m-a speriat. Ce? Păi da? Și de-aia mă omori. Reacționează. Da. Cam târziu. Mă frate, unde e... Știi cum ajungi pe sus? Mi-am dat acum seama. Ce-ai buzit? M-a speriat. Este mașina asta de aici. Și pe afară putem să ajungem. Și poți să deschizi zona de sus. Eu cred că focarul este vecinul, sincer. Nu, e adevărat. Ba da. Dacă tu dai vina pe mine. Nu e adevărat. Nu e adevărat. Păi nu e adevărat, zic și eu. Cine câștigă? Vreau dovezi clare. Tu ești vecinul și vrei să dai vina pe mine. Nu e adevărat. Nu avem pe aici nimic. Hai să văd dacă pot să mă urc pe chestia aia. Pe sigur, nu da de acolo, te rog. Scuze, Uite și tu ce faci. Am crezut că e pe aici pur și simplu pentru mine. Și acum unde mi-e lanterna? Uite-o aici în mașină. M-am cuiat focarul cu el. Vreau să mă prindă, e clar. Focare, fii atent, vină cu Vezi că te mănâncă focarul, vezi că te mănâncă. Vino aici jos. Nu pot. Unde ești? Nu, vino ca să... Am găsit. Focat aici. Am deschis seara, să știți. Yes. Ok, focare, vino și tu jos. Ca să-ți arăt ceva. Nu trebuia să zic că am deschis seara pentru că... am găsit cheia galbenă. Bine așa. Dacă acum vin. Nu, focare! Bă, sunt două! Sunt două chei galbene, mă prinde, mă prinde! E vecinul! Unde ești? Urc acolo. Îl văd! E Arlechin! E clown Arlechin de ăla! Îl văd! Uite-l ce urât e! Veniți spre mine! E în spatele meu. Remus, ești bine? Bă, aproximativ. Îl văd, uite. Am sărit și am
Voi pe unde sunteți? Ca să trecă pe lângă mine, dar nu mă. Ești bine? Ești bine, Remus, că nu pot să sar după tine. Nu, nu pot. Nu pot să scap. Îl fugărește, ajutați-l, e la ușă, e la ușa din față, că l-am văzut. Ah, firar. Vino spre mine, vino spre seră. Nu știu dacă e focar. Nu știu dacă e ușa. Nu știu dacă e focarul încă. Încă nu știu dacă e focarul sau dacă nu e. De unde ești tu? De unde ești tu că e ușa? Iaude, iaude-l. Haide. Uite, focarul nu e transformat din ce văd. Aici, nu s-a transformat. De ce mi-e focarul? Aoleu, focarul. Ia? Eu ți-am dat, dar crezi că e... Au, te-l mănâncă și pe Dragoș. Ia, vrea să-l fac Remu. Vreau să-i dau cu ciocanul încă. Ia mă, transformă-te! Ia să-ți văd! Nu, ia tu, am făcut eu... Ne jucăm Transformers, focare! Nu, eu sunt! O, nu e el! Dacă apeși pe tăie, ești tare! Dar nu mai am lanterna! Ia! Nu știu, oare când te-ai transformat, s-a văzut că ai pierdut lanterna pe jos, corect? Adevărat. Bă, nu știu, acum noi dăm vina pe el, dar știm să stă sigur că el e, eu cumva... Păi nu, noi ne-am luat după tine. Da, dar știi care-i faza? Eu am văzut că a fost ceva electricitate. Bine, posibil să fi fost bug vizual, posibil. Da, dar... Zise bug vecinul. Păi lol, deci aș fi... Ce, am mai deschis ceva ok? Au, nu, focarul e focarul aici. Unde, jos. Unde? M-a prins focarul, m-a prins. Vin. Jos, la ușă. Aaaa, ajută! Aolea. Nu, ți-am dat eu în tine din greșeală. Te-am dat, frate. Aaa, focare, vino în pace. Bă, s-a fugit, a fugit în camera lui secretă. A fugit în camera lui secretă. N-aveți dovezi. Cum adică n-avem dovezi dacă eu... Eu sus. Bă, deci... Eu sus. Mă, frate. Mă, frate, eu scur Remus. Eu uite, deschid spatele de o pisică. Mă, frate, eu scur Remus și cu pisica aici. Da, mă, el. Mă, unde ești? Pisica, unde ești? Unde ești? Pisica, unde ești? Nu, du-te de aici. Pisica, unde ești? La seră. Nu. Ați ajuns la seră deja? Pe unde urc? Stai așa. Pisica, unde ești? La seră. Ai de capul meu. Ia zi, Drago, și bine? Știi pe unde urcăm? Pe la mașină urcăm, Remus. Liber, colega, liber. E singura cale, pentru că... Eu nu înțeleg ce se întâmplă. Eu nu înțeleg ce se întâmplă. Noi mergem acum. Tu ai văzut! Cu ce pierdut era! Pe aici, Remus. M-a prins. Nu pot să sar. Da, nu, vezi, trebuie să fie în poziția dreaptă, cutia. Da, e o cutie. Pune-o în poziția dreaptă. Nu, trebuie să fie dreaptă. Cică, m-a prins pe mine, se vede mare focar, nu mi-a colo. Stai. M-a prins pe mine, Dragoș. Uite, așa trebuie să fie, gen. Adevărat, Dragoș și... Bă, ce m-a prins. Uite așa, Remus, sari pe ea, dar fără să o dărâm. Și acum sari pe casă. Bă, dar vă știți că mai în față aveți ceva... Ce? Știți și vă puteți urca foarte ușor fără cutie. Eu nu știu pe unde, lol. Mergi în față și e acolo de-asta de butoaie. Ah, da, adevărat. De-asta de butoaie? Da, cu o placă de-aia de lei. La seră. Uite, pasăre, e pasăre. Degeaba. Uite cheie. Ai găsit cheie? Ce culoare? Nu, n-am găsit cheie. Mi s-a părut. Bă, da, am găsit o card 3. Pușca, vezi că e pușca. Să las pușca de acolo. A, fiți atenți, am găsit cardul 3. A, așa. E de aici. Asta de aici. Hai. Acoperiș. Mamă, frate, cum au făcut. Stai să încuiem. Bă, dar e mișto. Bă, casa asta de tot. Era și mecred dacă puteam să trag. Uite câtă turmă e sus. Dar să iau cardul cu mine. Da, unde sunteți, băieți? Mă, mai cimitir aici, ați făcut pe bune? Unde, la parter, că eu sunt aici și nu sunteți. E cimitir în fața casei, mamă. Mă, frate. Ia uite. Oare eventul e diferit? Vrei să nu pici, Remus? Uite un cufăr, what? Dacă poți să-l deschizi, poate de ceva. Remus! Suntem în fața casei. Da, frate, să... Ia, du-te pe acolo, du-te pe acolo, că poți. Nu mai minți. Nu este în fața casei, că eu sunt aici. Next. Mamă, ce frică am să pic. Ușor, ai obi. Bă, nu pot. De ce nu pot să mă... Nu poți, fiu un perete invizibil, n-ai voie să te ajungi. Eu sunt în fața casei. Deși, cred că nu e încă făcut. Ba da. Ba da, nu poate. Ba, sunt eu sus. Mamă. Gata, Max. Ușurel. Gata. Mamă, ce stopening. Gol. Ce? Dați seama, mă. Ce stopening. Bă, nene. Hai că da. Mai coborâm de aici azi. Ziceți-vă la cioară.
Da. Unde să coborâm, Max, că oricum suntem la parter aici. Da, ai dreptate, ai dreptate. Unde vezi că mai e un chest? Da, da, la parter sunteți. Stai așa, care da. Vezi că în fața, da, în spatele mă, casei, fii atent, în spatele casei e un e o groapă. Mai un, mai era un chest. Te duci în groapa aia și te duci jos, cum s-ar zice, știi, în cimitir. Într-adevăr, într-adevăr. Focarule, nu știu cum să zic, dar eu știu sigur că tu ești vecin. Nu putem să ne băgăm. Nu-ți vecinul. Nu poți, că am încercat eu. Nu, eu sunt vecin. Dragul, nu mă mânca pe mine. Da? Vedeți că mai era acolo ceva, Remus. A. Sau nu aveți nevoie? Ce anume? Nu ne interesează ce facem cu cutia asta. Aia zic, aia zic. Cutie de dero. Vezi dacă găsești vreo cheie? Da. Am găsit o cheie, dar nu e... Ah, o cheie roșie. E cheie franceză. Cheie nu, era franceză, era franceză, e franceză, nu? Max. Păi am găsit o cheie roșie, lol. Nu, aia albastră. Franceză, Max. Păi ce trebuie am cu ea? Păi nu, păi aia, aia, aia. Mă, ce? Max. Ia cheia franceză. Uite, Max, asta. Cheile franceză. Bă, cheia galbenă, de asta aveam nevoie. What? Unde-i găsit-o? Da. A găsit-o de mult. What? Să te cu ea mână, de când am murit eu. Bă, Remus! Focare, dar tu ce cauți, cheile? Remus, sper că nu ești tu vecinul. Da, Focare, chiar nu bă, nu putem să ne ducem pe acolo, nu putem să ne ducem pe acolo. Eu v-am zis că nu eu sunt vecinul. Bă, Remus, trebuia să-mi zici că ai cheia galbenă, că pe aia aveam nevoie, lol. Eu căutam cheia galbenă și eu aveam mână. Am două. Oh, bravo, frate, și eu ce mai căutam aici? Păi na. Hai, hai repede, hai repede, hai repede, să nu cumva să vină Focarul. Hai. Vezi că dacă mă prinde pe mine, tot treci tu. Da, normal. Oricum am o singură. Stai că nu știu. Bă, noi putem să coborâm pe aici, mai nu? Mamă, ce șacal. Da, cred că coborâți la bucătărie. Bă, ce zici, să sar, să nu sar? Nu, eu încerc să cobor pe aici, a? Ce să fac? Bă, nu merge să cobor pe aici. Și de ce e atunci? Nu știu. Chiar nu știu, dar n-ai practic unde să te duci. Au. Bă, cobor pe unde am venit, na. Da, e bine. M-a prins. Te-a prins? M-a prins sau nu m-a prins? Nu știu. Da, m-a prins, m-a prins. Ai intrat în ușă. Nu, m-a prins. Nu te-a prins. Dar mă uite, eu sunt pe pe vecinul. Ah. A intrat pe poartă. A, și practic... Stai, practic toată lumea trebuie să intre pe poartă? Da, toată lumea trebuie să intre pe poartă. A, e mai calmă asta. Fugi, fugi, fugi! Yes! Bă, se și vede, se și vede cum e, cum fugi, gen, pe poartă. Da, e fain. Interesant, interesant, n-am ce zice. Ok. Cum as, you will not earn rewards in this game. Știți de ce? Okay, dacă custom. Vrei să primești bani de ea, de-ți cumperi chestii de pe shop, trebuie să joci meciuri publice, gen nu da, custom. Da, da, ce destul de aiurea. Ia, stai, o să dau live lobby, ca să le arăt hai la oameni... Frate, vreau să mă joc cu prietenii. Uite, am să vă arăt, gen ăsta e shop-ul și aveți aici daily items, la fel ca pe Fortnite, cu timer, cum știu, cu featured items, cum știu. De-aia mă gândesc că oarecum cred că o să fie free. Dar de asemenea, dacă tu iei reward-uri in game, s-ar putea să nu fie free, s-ar putea să fie pe bani. Da, exact. Habar n-am, chiar nu știu. Dacă e pe bani, ia iurea, pentru că aș fi vrut să fie, adică e mișto jocul, dar oarecum aș fi vrut să fie free, ca să se joace toată lumea, știi? Că așa, dacă ar fi fost free, ai fi avut o comunitate mult mai mare. Na. Da. Dar, na. Oricum, ăsta a fost episodul, sper că v-a plăcut. Dacă v-a plăcut, nu uitați să apăsați acolo butonașul de like și noi ne auzim data viitoare. Pa, pa! Pam. Pa, pa. Pa.